Ia stai mă să văd dacă merge jocul ăsta. Merge mă, hai. Puțin înainte să ceapă clipul, dacă vă place, v-a jucat foarte mult să vă abonați, pentru că încercăm să ne strângem 100.000 până la sfârșitul anului. Știu că e foarte greu, dar încercăm și noi. Nu știu ce e jocul ăsta, dar hai să vedem. New game. Testăm acum, e un joc care nu e nici măcar pe Steam, gen. E pe forumuri de-astea dubioase. E indie de-asta nebun. Doamne, ce e cu muzica? Uite, deja se târăște ăsta, mă? Ăsta-s eu? Nu te întoarce că... A, eu ăsta-la. Păi și unde te-ai trezit viața mea? Stați deja un pic, că... Nu e chiar... Please, mouse. Așa. Hai să vedem dacă ne sperie un joc care nu e nici măcar pe Steam. Și e făcut cu minim efort, gen. Nu merge, a? E bine că pot să fug. Aolo. Movement-ul e cam ciudat așa un pic, cam trepidează. Nu merge să sting și ăsta? Nu prea. Stai mă, nu merge să deschid nimic? Ia, găsesc ceva aici. Mamă, mă râcâie pe creier radio ăla. Nu e mă nimic. Aha. Ia mă, cu cine mă alerg eu pe aici? Alo? Nu pot să cred. Nu pot să cred că eu am dat turul. Sau e la fel? Mamă, dar de ce sunt astea pe aici? Ia, am ajuns la subsol? Sau am ajuns tot acolo? Mă, ce e asta, mă, Inception? Mâncați-ai gura ta. Ce faci, iubirea mea? Bebe, efectiv, m-am jucat adineauri cel mai de groază joc ever. Nu m-ai auzit? M-ai auzit că am țipat, nu? Am urlat rău? Cybercrime, a dangerous virus, așa. Bă, e ciudat jocul că e făcut de un om, adică nu e nici pe Steam, știi? Dar hai să-l testăm, să vedem, că alt joc nu am. Nu m-am pregătit și cu alt joc. Ce ți-a ieșit pe nas? Ia. Te doare, gen? Te ustură? Ce e asta, mă? Ah, mă, bebe! Poate știu ei. Stai așa să focalizeze nasul. Ce e asta? Știi ce e, bebe? Vine Crăciunul acum și era nevoie de un Rudolf. Nu e, mă, e nasul lui Rudolf. Vă zice fratele vostru că mi-a dat mesaj Moș Crăciun astea. Adică e... Nu te-ai speriat? Ai văzut că nu te-ai speriat? Ești prea forță. Mamă, ce fac eu în jocul ăsta, mâncavași cura voastră? Deci eu cobor, vedeți că eu cobor într-una în jocul ăsta? Aaa! Ia. Nu e, e, jocul ăsta e făcut de regizorul de la Inception, mâncați aici cura ta. S-a terminat. Și acum mi-apare un balaur care mă alergă. Aolo. Mă, ce aud? Da, eu găsesc oare vreodată ceva până astea? Păi stai mă, și până acum de ce nu se mai deschide ușa aia? Aha. Iar am ajuns mă. Press mouse one. G. Așa, key was added. Păi... Tempi, trebuie să mă teleportez acum că... Cum fac eu acum? A,
Aud, cred că niște uși, cred că vine cineva după mine. Intră! Intrăm în camera aceasta pentru a mia oară, dar doar că acum suntem mai sub pământ. Acum nu mai merge asta. Păi și mai am chei, că aveam 3 chei acolo. Aha. O, altă cameră. In the city of Portland, așa, așa, așa. Asta, mie nu-mi place să citesc. Aolo. Ce se întâmplă, voi? Stați așa un pic că vin extraterestri peste mine. Mâncați-a și în jocul ăsta, i-auzi. Decolăm. Mamă, plecăm în spațiu, mâncava-și gura. S-a prăbușit racheta. Băi, s-a prăbușit racheta, mâncava-și gura voastră. Ce ușă s-a deschis? Asta. Aaa. Ia vedeți. S-a blocat fratele vostru aici. Eu am făcut așa, sper, nu? Și ce fac acum? A, cred că vine domnul extraterestru. Hai, viața mea! A, a dispărut, mamă, mâncați aici gura ta, e ăla de Naruto, e, face jutsu. Ia, decolez eu? Aolo. Hai mă, viața mea. Ia. Aha. Hai că luăm noi la mișto jocul ăsta și fii atent că... Uai, mă întreabă și fii atent că ne dă un jumpscare de murim aici. Aia. Ia vezi? Ce să sparge, mă? Viața mea, ți-e frică de întuneric, mă? A, mă, viața mea, aveam și eu încredere în tine. Nu e, deci după ce joc am jucat, nu mă mai sperie nimic, ești nebun la cap. Mamă, dar... Este foarte complex jocul ăsta, este un întreg univers. Intri dintr-o cameră, într-o cameră de 20 de ori și să mai... Ha! Ce ai făcut? Voi să mă omor, mă? Mister extraterestrial. Aici nimic. Hai să vezi ce scaun în gură strag. A, iar nu mai merge niciun de-asta. Ia. Dar tot aud. Se aud niște uși, mă. Dar unde se deschid? Că nu știu. Mamă, mi-a făcut șuste. Mi-au făcut șuste. Ia vezi, mă. Acum look behind you. Aolo. Aolo. Hai măi, nu mai fi așa. Nu mă mai sperie băi nimic pe mine. Gata, eu sunt imun la jocuri de la jocul ăla. You wanna play? What about hide and seek? You're hiding. Haide, găsește-mă. Mi-e frică, mi-e frică acum. Am mințit adineori. Vițele, ce zi, mă, mai știi ăsta aici? Viața mea, pe unde ești, mă?
Păi vedeți, v-am zis că subestimăm noi jocul ăsta și vine cu scatoalca. O bune, deci unde găsesc eu ieșirea, mă, mâncați jura ta. Deci practic am găsit o ușă, nu am mers. O, mă. Cybercrime, the latest news. Nu aș vrea să citesc. Uite mă și... A, acum nu mai intru în camera aia, intru în mare labirint de fiecare dată. Forță. Forță, ești nebun. Aha, aha. A, tot acolo am ajuns. Viața, deschid eu mă dacă vrei. Oricum în sertare nu găsesc nimic, gen, nu știu de ce le-am mai pus. De 54 virus. Ia zi, de ce un virus? Aolo, aolo, aolo. Leave this place. Viața aia, să știi că eu aș pleca cu cel mai mare drag dacă mi-arăt și mie pe unde și cum și dacă mă lași. Aolo, nu mă lasă să plec, mâncați așa. A, a, a. Doamne, ce călduri m-au luat, mânca vașcura voastră. Și acum eu de la capăt, măi, e Inception adevărat, nu? Cred că mă dă tot de acolo, mă, gen. Ia. Viața mea vii tot de aici, mă? Da, mă, da, m-a dat tot de acolo, gen. Deci trebuie să vină iar ăsta pe aici. Leave this place, eu aș leave, da. Haide. Mamă, mamă, mamă. Aaaa, fuge! Face, a învățat să fugă! Pe unde ar trebui eu să fug? O întrebare sinceră, din suflet, cu cel mai mult calm posibil. Unde ar trebui eu să fug? Că nu știu ce ușa au ăștia aici mâncava și cura voastră. Asta este dovada că nu trebuie niciodată să subestimezi un joc horror în special, oricât de prost ar fi. Nu trebuie. Și dacă e cu Barbie-uri și de-alea și îți vine una deodată și așa, e, nu știu dacă se sperie toată lumea, dar eu mă sperii. Deci, fiți atenți. Facem ceva extrem. Deci fiți atenți. Mă uit aici, după aia o să înceapă să bată. Haide mă. Eu o să încerc repede când iese de aici să deschid ușa asta. Da? Că poate să descui ăsta, poate uși. Descui bine, da? Hai viața, că știu că intri pe acolo. A venit, nu merge, nu merge ușa. Ia, asta nu merge și asta nu merge. E viața mea, spune-mi tu pe unde să fug. Așa. Și după ce îl văd pe gură de miel, uite, apar niște chei aici. G. Aha. Gata, mă. Aolo. Eho. Așa. Și acum ce fac? Mă ascund aici? Aolo, aolo, vine. Mă ascund aici, n-am ce să fac altceva. Uite, mă pun aici, Antoni Tonei. N-ai de unde să știi că s-a aici, dacă știi că s-a aici, ai coduri. Joacă-te frumos.
Bă, ce e asta, mă, strigătul sirenelor? Mâncați aici curată. Ce face ăsta, mă? Vorbește până ăla. A plecat? A, așa. Deci nu are coduri, să joacă frumos. Ok. Și acum a deschis ușa și e acolo și îl bă... Iată! Nu ne-a auzit. Nu ne-a auzit. Mama, am scuipat pe microfon, mâncava șcura voastră. Am tras mare flegmă pe monitor. Pe monitor, doamne, pe microfon. Cum fac eu acum? Auzi, viața mea. Nu vreau să-ți întrerup dansul ăsta nebun. Că ești un dansator în rei. Trebuia, dacă vrei, vorbesc eu. Nu știu cu cine vorbesc, dacă aud. Să mergem la România, au talent. Poate mergem, nu știu, fac și eu așa și dansezi, îți faci tu talentul. Dar acum... Eu pe unde ar trebui să merg? Deci ăsta este un joc care se termină în 12 minute. Viața voastră se joacă de 30 de minute jocul ăsta. Da. Și acum unde am rămas? Sper că n-am rămas la... Am rămas acolo. Uite, acum am luat ăsta. G repede și am plecat pe aici. Am fugit pe aici. Am închis ușa. Aici nu merge. Aici merge, dar aici nu merge. Oare trebuie să găsesc o cheie, mă, pe aici? Trebuie să găsesc o cheie pe aici. Nu e, mă, nicio cheie pe aici. Nu e nicio cheie. Uite, mă, cheie aici. Uite, mă, cheie aici. Aolo, aolo, dar intră, bă, și tu ca omul. Închide și ușa asta. Închide și ușa asta. Ușa, ușa, închide ușa. Așa, și am închis și ușa asta. E, pe și ea, de unde apare acum? Că doar nu ești Gandalf să-mi vii în față. Aolo. Deci cam asta, de asta se numea eroare 54, că îmi dă o eroare la final și mă sperie. Deci, ce vreau să ținem noi minte de acum încolo este nu mai subestimăm niciodată în viața noastră și în viețile pe care le-o mai avea și în viețile vieților vieților un joc horror cât de prost ar părea. Că ăsta n-a fost joc prost. A părut prost, dar n-a fost. De acord? Batem palma? Ok.